Bună ziua și bine ați venit la prima întâlnire organizată de Primăria Sălii Moldova în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. O întâlnire care se dorește a fi un punct de plecare de întărire a relațiilor noastre, de sprijin reciproc, de cunoaștere reciprocă, cu scopul de a ne dezvolta comunitățile, de a ne dezvolta țara noastră. Vă rog să începem cu intonarea imnurilor de stat ale celor două țări.
mulțumesc frumos. O să iau loc pentru că proiectorul deranjează. Bună ziua și bine ați venit la această întâlnire din nou. Aș vrea să îmi exprim bucuria pentru această întâlnire. Așa cum am început ieri, continuăm astăzi și mâine dimineață tragem concluziile. Sper să fie zile de acumulare, zile de cunoaștere reciprocă și pentru aceasta aș vrea să ne prezentăm fiecare dintre noi pe rând. În sensul în care eu aș vrea să prezint echipa mea de la primărie, pentru că pe mine mă cunoașteți, am mai discutat. Sunt aici împreună cu secretarul general al primăriei, doamna Marcela Sică, colega noastră. Este șefa biroului economic, doamna Văcaru Rozica. Șefa de relații cu publicul, Luminița Botezatu. Șeful serviciului transport public pe cablu și terestru, l-ați cunoscut ieri la deplasarea de la telescaun, colega noastră Violeta Gurguță, care este asistent medical, și o să ajungă domnul administrator public, Atan Alexandru, au ajuns deja, aveau puțină treabă la ora 10. Atan Alexandru, administrator public al localității, și domnul profesor Stamate, șeful biroului de urbanism. Domnul viceprimar, o să mai vin, o să mai pleacă, este cu ordinea și curățenia și atunci o să vedem puțin mai târziu. Aș vrea să începem prezentările cu prezidiu și după aceea să ajungem în sală și pentru că localitatea Strășeni este înfrățită cu localitatea Sălin Moldova, o să rog pe sora mea, Valentina Casian, să prezinte prima. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul Gheorghe Baciu, domnul primar. În primul rând, vă mulțumim pentru invitație care s-a adresat localului, această structură asociativă care ne unește și care este sprijinul nostru în toate. Președinte, și transmite și salutări și doamnei președinte Tatiana Badan și domnul director Fundului este aici în sală. Ne bucurăm că a reușit să ajungă. Eu administrez o localitate care numără peste 20.000 de locuitori. Peste 20 de ani cu o experiență în administrație publică, 8 ani consilier și 12 ani în calitate de primar. Primul proiect cu care mi-am început activitatea a cuprins mai multe activități ce țin de integritate și acțiuni anticorupție. Astăzi am ajuns la proiecte de 10 de milioane de lei, proiecte de infrastructură. Comunitatea noastră are o altă culoare, are o altă imagine și administrația publică, dar și comunitatea în întregime. Este o dezvoltare economică prin amplasarea zonei economice libere și avem foarte multe înfrățiri, începând cu 2011, 15 înfrățiri cu localități din statele membre ale Uniunii Europene, dintre care 7 sunt cu localități din România, Slănic, Moldova, Moinești, Onești, municipiul Sebeș, municipiul Buzău, Tarabani, Comuna Cumpăna, Constanța. Și de această cale țin să mulțumesc, să vă mulțumesc dumneavoastră, cei primarilor care administrați aceste comunități, de la care am învățat foarte multe lucruri și aici găsim foarte multe elemente motivaționale. Venim acasă și încercăm să implementăm și noi cât mai mult din ceea ce vedem aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru gazdă și pentru această prietenie, această relație care ne motivează și pe noi. Mulțumesc din suflet! Mulțumim mult, doamna primar! Din respect pentru doamnele primar, o să rog pe doamna primar de la Trochia să ne spune câteva cuvinte. Orașul Trochia. Bună ziua! Mulțumesc, domnul primar, pentru invitație și pentru primirea caldă pe care am întâlnit-o noi aici, la Slănic, Moldova. Mulțumim și Congresului Autorităților Locale, după cum ați menționat dumneavoastră, domnul Frodui stă în spate, de fapt așa stă calm în spatele nostru a primarilor și ne oferă toate, este un scut al nostru, al primarilor, ne oferă toată asistența și tot sprijinul.
Eu administrez orașul Drochia de 8 ani aproape. Este o localitate de peste 20.000 de locuitori din nordul Republicii Moldova. O localitate relativ tânără ca oraș, dar ca prima atestare documentară are un pic din 1777, dar a fost atestată ca gară feroviară prima dată. Avem și noi dezvoltare industrială, avem cea mai mare fabrică de zahăr, prelucrătoare de sfeclă de zahăr, care este în Republica Moldova, se află în Drochia. Mai avem și alte industrie și pe această cale, după cum am discutat și ieri, țin să vă fac o invitație la Drochia, ca să ne vizitați și să vedeți pe viu tot cu ce se poate mândri orașul Drochia. Și noi ținem să mulțumim pentru deschiderea pe care o au localitățile din România față de localitățile noastre din Republica Moldova, pentru că suntem și noi acum în etapa de preaderare și o etapă prin care dumneavoastră ați trecut deja și avem lecții de învățat pe care dumneavoastră la rândul le-ați învățat. Avem multe proiecte pe care, prin care ați trecut și ați învățat lecții pe care noi trebuie să le învățăm. Vă mulțumim pentru deschidere, vă mulțumim pentru experiența pe care o împărtășiți cu noi, pe care noi, revenind acasă, o implementăm cu drag. Vă mulțumim! Vă mulțumim, doamna primară. Trebuie să mai adaug numele a doi colegi care sunt prezenți aici. Este vorba de Dan Buznea, care este consilierul meu personal pentru promovarea localității. Nou venit în echipă, mulțumesc, Dan, și scuze că nu te-am observat. Și acolo, la pupitru, avem pe Cristian Ababe, colegul nostru, care de obicei este suportul și tehnic, dar și din punct de vedere al producției de materiale. Domnul primar al municipiului Edineț, domnul Cojocaru, vă rog. Bună ziua! Mă simt venit de acasă, vorba lui Nițu Tăstănescu, căci de fiecare dată revenim acasă, în România, o vezi cu alți ochi și o descoperi mai mult și mai mult. Este un lucru straniu, probabil, la noi, în România, de a ne frăți frații cu frații. Un lucru mai puțin întâlnit pe tot mapamondul, dar asta este situația și geopolitică și a lăsat anumite amblente ca să încercăm să ne regăsim pe ambele maluri ale Prutului. Eu vin dintr-o zonă mai apropiată Maștinei lui Vigelu, sunt reprezentantul cel mai nordic municipiu din Republica Moldova, mai aproape de Cernăuți, de Suceava, de Botoșani, de Iași, decât de Chișinău. Edinețul este la fel cam cât Drochia și, deci puțin peste 20.000 de locuitori, cât Drochia și Strășeniu. Sunt, la fel ca și colegii mele, vicepreședinte a Congresului Autorităților Locale și ținem mult la această structură, căci prin ea încercăm să ne menținem și indirect e și un sindicat al nostru, al primarilor. Dincolo de acest lucru, comunitatea pe care o reprezint este o comunitate cu 5 etnii conlocuitoare, unde românii nu sunt în majoritate, sunt cam 46%, 28 ucraineni, 16 ruși, romii și ei suficient 10% și o mică etnie de lipoveni pe care avem noastră în Delta Dunării. Este mai altfel să dirigezi o astfel de comunitate pentru că trebuie să găsești formula de a-i uni pe toți într-un tot întreg. Vin dintr-un oraș în care avem și noi un parc industrial cu rezidenți mai mulți externi, recent deschis de vreo 7 ani în urmă, și din zona vestică, dar și din cea estică, dintr-o comunitate care se specializează în prelucrarea mierilor, una din cele mai mari fabrici de prelucrare a mierilor din Republica Moldova, 62% din mierele țării se prelucrează acolo la Iedre. Deci cu rezidenți și pe domeniul automotive, și pe domeniul IT, etc. În rest, e un oraș în care se editează foarte multă carte, probabil mai mult decât cam în alte orașe, și în Republica Moldova, dar și în România, câteva proiecte culturale și cu copii în limba rusă, tineri de conde, dar și cu copii în limba română, în mijlocit, cu revista de cultură și civilizație Oameni, locuri, destine, cu universitate de vară, cam cum o făcea la Vălenii de Munte, unde rector acestei este Valeriu Matei, cu câteva festivaluri internaționale de poezie și de creație pictată.
stată, de ce am văzut aici un pictor și cu această, un doamnă pictoriță și cu această ocazie chiar o invit la Edineț, deci două săptămâni de vară, estimativ luna august, noi ne asumăm toate cheltuielile de deplasare, de trai de masă, deci plus vor avea și o mică motivație materială acolo. În rest, vă așteptăm la Edineț, o văd pe doamna primar de Cașin și știu că este înfrățită cu o localitate limitrofă, Parcova. Eu, localitatea mea este înfrățită cu Târgu Ocna, Onești, județul Bacău, Râmnicu Sărat, Buzău, Săcele, Brașov, Piatra Neamț, Neamț și încă câteva avem o bună colaborare. Asta e, vreo 4 mandate în spate, vreo 16 ani de administrare publică, în mare parte deja suficient, cred. Mulțumesc! Mulțumim, domnul primar și domnul primar al municipiului Voinești, domnul Valentin Ieru, vă rugăm să spuneți câteva cuvinte. Bună ziua! Sunt bucuros și onorat să particip astăzi la acest eveniment organizat de Primăria Sfânic, de domnul primar Gheorghe Baciu, care mi-este un prieten foarte bun, iar localitățile noastre pot spune că sunt mai mult decât înfrățite aici pe teritoriul românesc, pentru că avem o colaborare strânsă, chiar dinainte de a fi primare amândoi. Municipiul Măinești este o localitate cu 22.000, aproximativ 22.000 de locuitori, situată la 40 de kilometri de Sănic Moldova și la 48 de kilometri de municipiul Bacău. Ca și activitate în administrația locală, vă pot spune că am 33 de ani de când lucrez în administrația locală. Am două mandate de viceprimar, două mandate de primar. Dezvoltăm localitatea Măinești în principal cu fonduri europene, să știți. Am investit în ultimii ani, în ultimii 10 ani, să spunem, peste 60 de milioane de euro. Cred că 70% sunt bani europeni. Acum în Măinești se derulează un număr de 332 de proiecte, iar 8 proiecte sunt în licitație publică la acest moment, noi pe lângă cele 32, valoarea lor depășind 8 milioane de euro a celor care vor intra acum în finanțare. Am devenit stațiune turistică în urmă cu vreo 6 ani, în 2017, și stațiune balneoclimaterică anul trecut, în luna noiembrie. De altfel, facem parte și în Asociația Stațiunilor Balneo, a cărei președinte este domnul Gheorghe Baciu. De când dumnealui a preluat această funcție, vă spun că s-a schimbat treaba și activitatea în această asociație, deja ne facem cunoscut la nivel național, deja urmează tichetele de vacanță, deja de tratament în stațiunile balneoclimaterice și aceasta este o inițiativă a domnului președinte, susținută de toți cei 33 de primari care fac parte din această asociație. Suntem și noi înfrățiți cu localități din Republica Moldova, doamna primar de la Strășeni aici alături de noi, domnul primar de la Ialoveni, nu l-am văzut, dar și localitatea Ialoveni este înfrățită cu noi și domnul primar de la Cartemir aici, de față. De altfel, nu ne-am împrățit doar ca să ne cunoaștem, doar să ne vizităm. În urmă câteva luni, împreună cu domnul deputat Petru Frunze, cred că cunoașteți toată lumea, a vizitat deseori Sănicul, Măineștiu, am făcut câteva întâlniri cu cei de la, am realizat câteva întâlniri cu cei de la ADN Nord-Est. Aceasta ca un exemplu de bune practici a ceea ce se întâmplă la Măinești de accesare a fondurilor europene, a venit Primăria Strășeni, Primăria Ialoveni, împreună primarii cu salariați din aparatul de lucru. Am avut o întâlnire la Măinești și mai mult decât atât, în urmă cu vreo lună și jumătate la Iași, 3 zile s-a desfășurat o întâlnire cu Asociația Rom Activ și cu reprezentanții ADR, la care au participat primarii, tot salariați din aparatul de lucru de la cele două primării, cât și domnul deputat Frunze. Sperăm noi ca următoare să se desfășoare la Chișinău, după câte am discutat cu domnul Frunze, puteți veni oricare la aceste întâlniri, pentru că, așa cum vă spuneam, se realizează ca urmare a discuțiilor pe accesarea de fonduri preaderare, așa cum am luat și noi la momentul când încă nu era membru în Uniunea Europeană, cât și a celorlalte
fonduri care vor veni după aderare. Sunt sigur că și Republica Moldova va realiza acest lucru la un moment dat și se apropie din ce în ce mai tare acest lucru. Să știți că vă spuneam de aceste proiecte, nu vreau să vă ocup mult din timp, dar se realizează împreună cu aparatul de lucru al primăriei. Atunci când trimiți salariații la cursuri, când îi susții în demersul pe care îl fac să-și definitiveze cursuri sau alte specializări, aici realizări și acest lucru se cunoaște la Măinești. Avem activități, doamna primar și de la Strășeni și domnul primar de la Cantemir vă pot spune ce au văzut la Măinești și de aceea vă invit și pe dumneavoastră să vedeți bune practici. Avem un spital care în primele trei din țară, acum 15 ani avea 28 de medici, acum are 130. Am investit în spital în ultimii ani peste 10 milioane de euro și acum un proiect de 3 milioane de euro se derulează la spital. În educație, toate școlile, două licee, avem 4 școli generale, 8 grădinițe, toate sunt modernizate, majoritatea lor cu fonduri europene, bineînțeles și contribuția noastră de la bugetul local, pentru că orice proiect are cofinanțare de la 50% până la 2%. Școlile le-am dotat acum după pandemie și cu table smart, toți elevii cu probleme sociale mai nevoiași, peste jumătate din numărul lor au tablete cumpărate de primărie prin proiect finanțare european, calculatoare, proiectare, mobilier, realizat baze sportive și tot ceea ce trebuie la o școală europeană, zic eu, chiar peste unele școli din Uniunea Europeană și din țară. Bineînțeles, infrastructura a fost la bază, la momentul ăsta un proiect pe mobilitate urbană, 15 milioane de la Uniunea Europeană, 2 de la bugetul local, care va fi gata în luna august, cuprinde peste 5 hectare de pavele, am pus pentru toate blocurile, piste de biciclete, standuri de biciclete smart, sistem de supraveghere iluminat, ornamental. Vă spun aceste lucruri, poate vă convinc să vizitați Măineștiul, să vedeți toate aceste lucruri, baze sportive, bazin de not, terenuri de tenis, de sport. Vă spuneam, colegii primari știu deja. Și dacă doriți, la întoarcere chiar mâine, puteți să trece prin Măinești, vă aștept. Și dacă nu, atunci când mai vizitați stațiunea Sălnii Moldova, Târgoc, Nacele, din județul Bacău, să veniți la Măinești, numărul meu de telefon o să vi-l dau, când o să mai socializăm după această întâlnire. Și sunt sigur că sunt lucruri bune de învățat și noi de la dumneavoastră și dumneavoastră de la noi. Am fost la câteva evenimente în Republica Moldova, sunt plăcut, impresionat de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova vis-a-vis de ceea ce înseamnă educația în cultură, educația în programe artistice. Sunteți înaintea noastră comun, să știți, la realizarea unor astfel de evenimente și pregătirea elevilor și a tuturor care își doresc să urmeze o carieră în muzică, în artă sau în alte activități dedicate culturii. Vă urez succes, mă bucur că ați venit aici la Măinești, îl felicit pe domnul primar Gheorghe Baciu și așa cum spuneam, vă aștept și la Măinești. Mulțumim, domnul primar. Acum să o luăm într-o ordine, așa cum ne-am așezat. Doamna Adriana, primar de Mănăstirea Cașin. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Adriana Enache, sunt primarul comunei Mănăstirea Cașin, o comună foarte frumoasă, cu un număr de locuitori de 5200. Din fericire sau... mai bine spus, din nefericire, după 30 de ani, comuna Mănăstirea Cașin nu s-a bucurat de condiții deosebite, în sensul că nu au fost accesate prea multe fonduri. Eu sunt primar la primul mandat. În cei 2 ani jumătate de când sunt în administrație publică și așa l-am cunoscut pe domnul primar Baciu, care m-a ajutat să încep activitatea mea în administrație publică. În acest 2 ani jumătate vreau să spun că am accesat absolut tot ce au fost ca linii de finanțare, Angel Salini, Compania Națională de Investiții și PNRR-ul. Așadar, la momentul actual am semnat contracte de finanțare de peste 25 de milioane de lei.
Mai suntem cu cereri de finanțare pe care așteptăm să fie aprobate și absolut tot ceea ce am putea face pentru comuna noastră. Suntem la 15 km de orașul Onești, o comună extraordinar de frumoasă și sper să pot să vă invit și eu la mine acasă. Ne bucurăm de foarte multe daruri de la Dumnezeu, mai mult spus. Avem păduri, cascade, deci chiar e o zonă extraordinar de frumoasă și prin turismul pe care încearcă domnul primar la Slănic Moldova să vă aducă, să aducă oameni, sper să se bucure și comuna Mănăstirea Cașin, în așa fel încât oamenii din mai multe locuri să știe de această comună, pentru că chiar, într-adevăr, merită să fie vizitată. Într-adevăr, suntem înfrățiți cu o comună din Republica Moldova, este vorba de comuna Parcova. Am fost în Parcova, au venit cei din Parcova la noi, sunt niște oameni minunați, ne-am bucurat de ospitalitatea lor, sperăm să se fi bucurat și ei de ospitalitatea noastră și suntem deschiși pentru alte înfrății, așa cum spunea domnul primar, înfrățiți frați între frați, așa consider și eu. Aceste lucruri pe care noi le facem și care zic eu că nu este un compliment pentru domnul Baciu, poate fi un ambasador al Unirii. Asta i-am urat prin această activitate pe care dumnealui a inițiat-o. Vă mulțumesc de invitație și vă aștept cu drag și la mine acasă. Mulțumim frumos, dăm microfonul mai departe. Așa, într-o ordine, se prezintă domnul primar și doamnele primari, vă rog. Sunt Maria Ghelan, primăriță orașul Găinari, raionul Căușeni, Republica Moldova, baștina lui Alexei Matievici. Sunt mândră că imnul Republicii Moldova este scris de marele poet, preot Alexei Matievici, care s-a născut la Căinari. În orașul Căinari aveam casa muzeu Alexei Matievici, biserica unde a slujit taică său din 1627. Localitatea noastră este amplasată la 56 de km de orașul Chișinău, 40 de km de raionul Căușani. În orașul Căinari mai mult sunt activitățile în agricultură, 4 agenții economici cu o suprafață de 2237 de hectare arabil. Total, suprafața orașului este de 4295 de hectare. În orașul Căinari avem liceu teoretic Alexei Matievici, cu o capacitate de 1200 de locuri, dar cu părere de rău, acum, la moment, avem 400 de elevi, două grădiniți, agenția filialei Moldencom Bank în Căinari, oficiu poștal, centru medicilor de familie, agenții economice, avem peste 30 de agenții economici în domeniul comerțului și serviciilor. Ne mândrim de localitatea noastră. Sunt la doilea mandat. În perioada aceasta am implementat proiecte cu surse locale și satul european, care acum se desfășoară, reabilitarea sistemului de apeduct și canalizare. În oraș avem oameni cu suflet mare. Am depus cereri de intenții pentru înfrățire. Până la moment nu avem nici o localitate înfrățit, cu doar intenții cu Murfatlarul, pe când dumnealor au vizitat Căinariul în 2016, și sperăm că în curând vom încheia acordurile de parteneriat și chiar ne punem o speranță să facem mai multe înfrățiri, ca și noi să luăm experiența dumneavoastră prin care ați trecut dumneavoastră în timpul de preaderare la Uniunea Europeană
și vom depune și noi eforturi cu ajutorul dumneavoastră să apelăm la fondurile europene. Vă mulțumim, domnul primar de Gheorghe Baciu, că ne-ați invitat la această măsură. Sunt pentru prima dată în Slănic, Moldova, și cu mare interes ascult și privesc locurile dumneavoastră. Sperăm că voi îndemna și colectivul, poate să venim aici, că e foarte frumos și locurile sunt foarte frumoase. Iată, este prezent și despre localitatea noastră. Am reparat Casa de Cultură cu proiecte AIPA. Asta este ceea ce avem noi. Muncim și avem rezultate. Vă mulțumim mult pentru invitație și calmului. Vă mulțumim, domnul Furtui. Datorită dumneavoastră, noi avem aceste vizite în România și suntem surprinși de tot ceea ce vedem frumos la dumneavoastră. Succese și la mai mult și la mai mare. Vă mulțumim frumos! De altfel, această întâlnire a fost generată la întâlnirea la care a participat, am avut adunarea generală orașelor din România, la București. Domnul Furdoi a fost acolo cu doamna Casian, cu domnul Cojocaru și într-o seară la cină am convenit să vină primarii de orașe și municipii din Basarabia. Este un început, dar vă asigur că vom face din asta o tradiție și sperăm să putem găzdui cât mai multe persoane, poate chiar din fiecare localitate 2-3 persoane, ca să vină și dumneavoastră să vadă. Dar aș vrea să adaug că noi avem colaborări cu cei cu care ne-am înfrățit, avem întâlniri, cel puțin o dată pe an vin aici cu consilieri locali, cu angajați din primărie și ne împărtășim reciproc din experiență. Vă mulțumesc mult! Vă rog! Mă numesc Nadejda Darie. Vin de prin părțile Nistorienilor, o localitate așezată chiar pe malul Prutului, așa că noi din copilărie am crescut cu cânticile din România, ascultate pe furiș și toate obiceiurile, fiindcă maică-mea Dumnezeu s-o ierte, vine de prin părțile din județul Iași, adică și acolo am făcut 22 de ani în calitate de primar a localității, 5 mandate, iar din 2011 dirijez rețeaua femeilor primare din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova. Aici aș vrea să accentuez că rețeaua femeilor din Moldova este una dintre cele mai numeroase ca număr din țările din sud-estul Europei. Noi depășim chiar și numeric România. Ne bucurăm că avem o colaborare foarte strânsă cu doamna Gâjou Mariana, care este un ghid al nostru și un, să zicem, și un apărător și un îndrumător, fiindcă prin suportul dumneiei am avut posibilitatea să realizăm vizite de studiu ale femeilor primare din Republica Moldova în România și a colegilor din România să vină în Republica Moldova. Diferite evenimente, diferite schimb de experiențe ne-au îmbogățit reciproc. Vă mulțumim mult pentru că sunteți alături de noi și ne dați posibilități ca noi să creștem în continuare. Mulțumim! Vă mulțumim mult! Salutăm și pe domnul primar de Târgu Ocna, tocmai ajuns la întâlnirea noastră. Vă rog, domnul primar de la Râșcani. Bună ziua, toți sunt Victor Bogatcu, primar al orașului Râșcani. Orașul Râșcani de are aproape 13.000 de locuitori. Este situat la nordul Moldovei, undeva la o distanță de 30 de kilometri de la Bălți, de la Edines și de la hotarul cu România, județul Botoșani. Are în componență sărsa încă două sate. Populația undeva la 60% sunt vorbitori de limba rusă, 40% la română. În oraș avem 6 grădinițe, 3 licee, o școală polivalentă, un colegiu agroindustrial, școală de muzică, școală de sport, ca toate centrele raionale.
avem și noi și mândri, avem și proiecte efectuate cu succes, anume avem un proiect bun cu parteneriat public-privat. Și vă îndemn, veniți la Rășcani și vedeți orașul. Vom trece data de 4 iunie spre Baraboi, așa că o să servim o cafea la Rășcani, la primărie. Domnul primar, m-ați impresionat, nu știu, pentru cei care nu cunosc familia, doamna este primar la Droghia și domnul este primar la Rășcani. Soț și soție, ceva special și mai plăcut este că s-au căsătorit după ce au ajuns primari. Adică este și postul ăsta de primar poate o platformă de conexiune. Felicitări și Doamne ajută! Bună ziua tuturor! Mă numesc Neamăr Cipărciuc, sunt primar al orașului Cantimir. Este cel mai tânăr oraș în Republica Moldova. În an de curs, în anul 2023, orașul a primit tocmai 50 de ani. Este un oraș mititel, populația ajunge pe la 5.000 de locuitori. Este situat la sudul Republicii, chiar pe hotar cu România. Noi deja am crescut pe malul Prutului, deja știm ce astea sunt în țari și deja în România am văzut-o toată viața, de când am născut. Dacă vorbim de orașul Frățete, într-adevăr avem în față domn primar a municipiului Mănești, într-adevăr este un oraș, cred că cu asta putem să ne mândrim și mulțumim. Am avut un așa un partener, de unde am învățat foarte, foarte multe, unde cu ochii vizibili am văzut că, într-adevăr, este posibil de a schimba foarte multe calitățile noastre. Cu inspirațiile, ceea ce am văzut aici, am început să lucrăm și noi în oraș. Dacă să vorbim de proiecte instituționale, în primul rând, cred că putem să mulțumim partenerilor europeni, care, într-adevăr, ne ajută să aducem schimbări și la noi acasă. La moment putem bucura în oraș, cred că este unicul oraș care are posibilitatea de a se acorda servicii de canalizare la 100%. Avem cea mai modernă stație de epurare, până ce este unică în Republica Moldova. Sper că pe viitor o să apar mai multe stații de epurare de felul dat. La noi la fel avem mai multe proiecte investite și în domeniul de eficiență energetică. Vorbim și de ce ești căptușarea sau termoizolare pereților la instituții educaționale, școli, grădiniți. Și aș pune și încă un nuanț ceea ce avem, ceea ce n-au încă colegii mei în Republica, dar este o centrală termică care la moment lucrează pe resturi vegetale, adică de la resturi de la vii și livez, și de la ceea ce se face curățenie prin zonele verzi a orașului. Noi materie dată o tocăm și o ardem și practic mulțumim materiei date în anul 2022-2023, sezon de încălzire, am avut într-adevăr o economie enormă și cei ce ne duc și beneficii și și financiare și căldură. Mulțumim mult! Bună ziua! Alexandru Mațarin, primar orașul Anenii Noi. În primul rând vreau să mulțumesc domnul primar pentru invitație. N-am fost niciodată aici în Slănic, Moldova. Știți că prima dată e cu ochii deschiși, cu toți mirați și, într-adevăr, am văzut sloganul dumneavoastră, un colț de rai. De asemenea, mulțumesc domnului Furtui pentru organizarea acestui eveniment. Orașul Anenii Noi este situat la sudul de Chișinău, la distanță de 35 de kilometri. Ne aflăm chiar la mijloc între Chișinău și Tighina, care se află practic sub jurisdicția Transnistriei. Suntem fix la intersecția drumurilor care duc. Un drum duce spre Tighina și altul duce spre Căușeni, Odessa. Deci și bine, apropo, este site-ul Consiliului Regional, dacă ceva. Da. Deci orașul este multinațional, suntem cam așa aproximativ 50% moldoveni români, români moldoveni, 25% ucraineni, vreo 17% etnie rusă și restul sunt bulgari, gagauzi, nemți care avem, deoarece cândva orașul era fondat de nemți. Deci în anul 1940 cam practic au plecat din oraș, încercăm să restabilim legăturile cu ei.
În domeniul înfrățirilor nu am avut nicio înfrățire până acum, cu efortul meu personal și cu Consiliul Regional, care avem relații de colaborare foarte bune, am reușit să ne înfrățăm cu municipiul Vaslui, cu orașul Târgu Neamț, avem relații foarte, foarte bune. La momentul de față ne întâlnim, facem un schimb de experiență, fiindcă într-adevăr este foarte importantă experiența României, o puteți împărtăși și cel mai important putem discuta fără dicționar și fără traducător. Vorbim aceeași limbă. Deci, în domeniul atragerii investițiilor sau proiectelor, avem un proiect câștigat de la ADR, un complex turistico-sportiv, noi îl numim Hub Național de Turism Sportiv, deci spate ocupat cu canoe, cu BMX traseu, dacă cunoaște ce asta, și cred că triatlon trei părți, biciclism, alergat și înot. Este un complex foarte, foarte de perspectivă. Încercăm să atragem noi investiții în acest proiect, deoarece este departe de finisare acele 30 de milioane acordate de către ADR. În perspectiva unor proiecte transfrontaliere, care cred că vor fi de grabă, avem nevoie de experiența localităților române. În calitate, cred că, de lider de proiect, noi suntem gata la moment ca parteneri, deoarece e foarte, foarte complicat să, cu experiența și cu cadrele noastre care le avem, să scriem aceste proiecte. Deci solicităm la momentul de față ajutorul României, ajutorul localităților românii și cred că scopul unui primar este dezvoltarea localităților din care facem parte. Sperăm că asta vom realiza cu ajutorul dumneavoastră împreună și vă mulțumesc la toți. Mulțumesc, doamnă primar. Bună ziua! Я primar города Бессарабка. Много говорить не буду, чтобы не поставить неловкое положение своего переводчика. Его сам функционал где традуктор, а ему кас печат. Я бы не мог, но еще один басарабяска, ну если ураж басарабяска, я и есть, что и на границе к Украине. Și până în ultimul, noi știți niciodată din Găoacea în România niciodată, așa că iată, noi și ciori, nici ori, degrabă o să-l facem unionist. Eu mă folosesc de moment. Я примар города Бессарабка, это южный провинциальный городочек, где находится самый большой и значимый в Молдове железнодорожный узел. Он его значит. Да. Мы искусственно повестишься здесь перла Молдови, да. Перла дела Басарабяска, это самый малый нод ферровиар дин Молдова, да? Да. Окей. Не только Молдова, это и Украины, и это также Румыния. Благодаря этому узлу был построен завод в Ясах металлургический. А, да, то есть этот нод ферровиара, фост, я его не чей мой малый, дин деньги, dar a fost construit chiar uzina metalurgică din Iași. Ați vedeți și impact are. Galați. Galați, Iași. Galați. Ac, ce de să bine. Galați. Много не буду говорить, он за меня больше скажет на английском языке. Но я очень благодарен такому гостеприимству, господину примарю. Надеюсь на то, что это не последняя наша встреча. Но следующий мой визит будет, скорее всего, что с семьей. Deci, eu mulțumesc și domnului primar pentru această ocazie. Eu sper că asta nu e ultima dată când el aici. Cu atât mai mult că aveți niște relații foarte bune și cu Cedr Lungă, și cu Comrad, și așa mai departe. Cum zice, îi puneți pe calea cea dreaptă și pe dânșii. Și el, data viitoare, când o să vină, numai decât o să vină și chiar cu familia vrea să vină. Nu nimic, până atunci ne ocupăm noi din zi. Я так понял, вы говорите больше, чем я. Все равно, спасибо всем примарям, кто здесь присутствует. Спасибо Калу за то, что... Коллегам нашим, которые также работают в одной команде с примарем.
И, конечно, и надеюсь на то, что это будет не последние встречи. Ваши проекты со стороны и ваши деньги со стороны Румынии позволяют нам развивать наши маленькие села, города, поселки наши. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Спасибо, мультимешки, шинкенери. Дмитро Астр, Румыния, пентру тоят инвестициили, кари вина Република Молдова, дозволка. Даторите честор инвестиций в сфере пары школь, градиниці, спак мут проекти импортанти. Мультимим, шпарти мут. Мультимим, мультимим. Sigur, data viitoare o să... Și aseară am vorbit românește puțin, data viitoare o să vorbim mai mult românește. Deci asta nu mai bună ziua! Sunt viceprimarul oraș Sângelei. Bucuros de cunoștință cu primăria Slănic Moldova. În primul rând vreau să vă aduc sincere salutări de la primarul orașului Arcadi Covaliov. El astăzi nu a putut fi aici, îl înlocuiesc. Orașul nostru se află cam la mijlocul Moldovei, 110 km de la Chișinău, 110 km de la Iași. Centrul Europei, inima Moldovei, cum mai spune primarul. Localitatea noastră nu e mare, 7 km în lungime, cam așa ca și Slănicul, întinsă în lunga râului Ciuluc. Populația e 13.400 de oameni, componența primăriei mai intră și un sătuc Vrănești. Orașul nostru e vestit cu mulți oameni ieșit din oraș, băștinași din oraș, ca Petru Hădârcă, ca Ion Hădârcă, domnul Duca Academicianu, Mihai Dolgan, mulți oameni cunoscuți în Moldova, oameni de artă, de știință. Ca viceprimar și ca primar, noi suntem la primul mandat, multe am dorit să facem. Pandemia ne-a pus niște piedici, dar și noi nu ne-am oprit, am lucrat, am făcut, cu ajutorul ADR-ului, am realizat anul trecut un proiect de 16 milioane de lei în oraș de revitalizare urbană. Ca înfrățiri, suntem înfrățiți cu 3 orașe din România, Adut, Satul Mare, Slănic Prahova și comuna Dumbrăveni, Suceava. În oraș avem 3 licee, 2 gimnazii, 3 grădinițe. Liceul cel mai mare are 1200 de elevi. Liceul Eminescu, asta în față se vede acum. Incubator de afaceri care susține foarte mult tinerii antreprenori. Și o mare bucurie, avem o grădiniță renovată din banii poporului românesc de la de sus până jos, totalmente. Foarte bună inițiativă, de Doamne să aibă continuitate mai departe. Mulțumesc, domnul viceprimar, vă rog. Bună ziua, îmi spune Grătopan Marcel, sunt viceprimar orașului Ocnița. Vă salut din numele domnului primar Victor Artamaniuc. Dumnealui mi-a încredințat colaborarea și invitația noastră. Orășelul Ocnița are o populație de peste 7.000 de persoane. Este la extrema Republicii, la nordul Republicii. Orășelul are hotare directe cu Ucraina. Se află la 250 de km de Chișinău. Orașul Ocnița s-a născut în urma construcției nodului de cale ferată cu direcții spre Polonia, Ucraina și Centrul Republicii. În oraș vreau să menționez faptul că biserica care a fost construită în orașul Ocnița cu hramul Sfântul Gheorghe Biruitoriu a fost început de români și deja construcția a fost finisată de moldoveni. În oraș avem o zonă istorică, ceea ce ține de, iată, vedeți imagine, construcții a clădirilor administrative construite pentru cale ferată și școli și câteva case la fel din
din caramide roșii. Aceste lucrări au fost construite și de polonezi și de nemți. Ceea ce ține de infrastructură și dezvoltarea orășelului, eu personal sunt la primul mandat de viceprimar, vin de la Consiliul Raional ca specialist de atragere investițiilor. Baza, de fapt, da, toți o punem pe infrastructură, pe drumuri și construcții. Dar, domn primar, observ la dumneavoastră careva proiecte plăcute sufletului, cei ce ține de amenajarea parcurilor, dezvoltarea proiectelor de agrement, la fel ne vedem străduința de a implementa acest proiect. Experiența de colaborare Ocnița are mai mult cu polonezii, cu letonienii. Am avut și cu Ucraina, dar cu situația de război, acum e regim de așteptare, da. Este o problemă de un mare flux de refugiați din Ucraina trec prin orășelul nostru, acolo au loc de popas. Ne dădem străduința de a ajuta cu ce putem. Asta-i. Mulțumim frumos! Mulțumim! Aseară vorbeam prietenul meu, domnul rector Ceban de la Universitatea de Medicină și Farmacie este din Ocnița, Sergiu Tintiuc, vicepreședintele Federației de Judo. Avem o colaborare foarte bună. Chiar acum două săptămâni a fost o competiție de judo la care au participat și copiii de la Federația din Republica Moldova, dar și din Ucraina. Bună ziua, mă numesc Clipos Mihail, sunt primar orașul Câlbeni. Este un oraș de 6700 de locuitori, situat pe malul Nistrului, lângă Transnistria, lângă orașul Dubăsari. Suntem la o distanță de Chișinău la 38 de kilometri, 32-38 sunt două drumuri care merg spre Chișinău, Poltava, care leagă Ucraina și cu România, Leușeni. Vreau să spun că la noi în orașul Câlbeni este cea mai mare fermă agricolă, plantație de viticultură Cricova, este 250 de hectare. Avem a doua peșteră din Republica Moldova, cea mai mare după Emil Racoviță, peștera surprizelor. Suntem situați pe malul Nistrului. Avem o zonă, una dintre cele mai curate zone de malul Nistrului, bogate în oxigen, până la zonă, de la stația Platina. De la hidrocentrala de la Dubăsari până la Vadul Vodă, se scoate cea mai zonă ecologică în Republica Moldova. Vreau să spun că la noi în oraș avem cel mai mare parc fotovoltaic din Republica Moldova, din 2,38 MW și urmează să mai facem încă un parc aproximativ de 1,35 MW alături, pentru că este un proiect chinez de un grant de 3,38 milioane de dolari care s-a implementat cu succes, menținem relațiile foarte bune cu chinezii. Avem oraș înfrățate cu România, orașul Orăștie, municipiul Orăștie, de 25.000 de locuitori. Avem o relație foarte bună, o colaborare foarte bună, lucrăm cât și în vizite unul alții, dar și pe proiecte de infrastructură și socială. Vreau să menționez că la noi în orașul Crăuleni, practic într-un mandat am schimbat toată infrastructura ce ține de managementul deșeurilor, am schimbat tot transportul, ce ține mașini noi, utilaje noi, containere, platforme de gunoi, am pus punct de selectare a deșeurilor cu presă, sticlă, plastic, carton, hârtie. Sperăm și la dumneavoastră am văzut lucruri utile, sperăm că astăzi le vedem și să le întrebuințăm la noi în oraș. Vreau să mulțumesc pentru vizita organizată de CALM, de doamna Valentina Casian, domnul Viorel Fordu pentru organizarea aceasta frumoasă. Mulțumesc domnul primar Baciu Gheorghe pentru primirea aceasta călduroasă. Vă așteptăm cu mare drag și la noi în orașul Crivuleni să vă bucurați de primiri, de locurile frumoase care sunt la noi pe malul Nistru cu plimbările. Avem unul dintre cele mai mari
insulă inima Nistrului, un gal format care aplicăm și la proiecte foarte mari. Mulțumim pentru tot. Mulțumim pentru relațiile care le avem între noi, între România și Republica Moldova. Cum a spus și domnul Contă din Cojocaru, că vorbim aceeași limbă, dar ne înfrățăm între sate, orașe, mă rog. Sănătate, vă doresc succes la mai mult și la mai mare. Doamne ajută! Mulțumesc! Domnul primar de Căușeni, mă rog. Bună ziua tuturor! Primar orașul Căușeni, Anatol Donțu. Orașul nostru, haideți, eu am vrut să încep altceva, am vrut să mulțumesc și am vrut să menționez că în moment când ducem negocieri, îți venim la Sanic Moldova, am participat și eu și am vrut să mulțumesc colegilor, în deosebire primarului, că mi-a lăsat baltă inițiativa și domnul director că a receptiv și mulțumim mult că ne susține. Orașul Căușeni este un orășel nici mic, nici mare, 20.000 de locuitori. Știți, toți spun de multe lucruri, chiar n-am să le spun nimic. Aș vrea să veniți să le vedeți personal, vă invit pe toți, indiferent. Chiar dacă este din Moldova, este din România, sunteți bineveniți la noi acasă, în orașul Căușeni. Dar suntem înfrățăți cu mai multe regiuni din România, avem și din Europa. Dar știți, cu românii mai greu au fost primării din România, mai greu au fost să facem careva proiecte, dar cred că trebuie mai apăsat, mai des de venit în ospiție, mai des de chemată în ospiție. Și suntem un orașel cu un punct strategic, care suntem la, haideți spunem, la hotar cu Transnistria și la hotar cu Ucraina. Am avut probleme și noi, că au fost refugiați, am făcut față. În rest, mulți dispus, mulți schimbă, se vede, populația crește, doar orașul crește, satele descresc. Mă spune mai altceva, ca așa este și la România, cât și la Moldova. Încă o dată mulțumesc, domnul primar, creștem, vă așteptăm, la noi ospiție, toți. Bună ziua, Alexandru Severin, primar orașului Fălești. În primul rând vreau să duc sincer mulțumit domnului primar pentru invitație. Într-adevăr, nu sunt pentru prima dată, mai fost pentru acă prin slănic, dar lucrurile frumoase și natura de aici cred că nu se compară cu nimic din teritoriul românesc. Eu reprezint orașul Fălești, sunt primar la primul mandat, am 8 ani în administrația publică locală, 4 ca consilier local și raional și 4 ca primar. În 2019 eram cel mai tânăr primar de oraș, am devenit primar la 30 de ani. Ceva bucuros pentru mine și experiență plăcută în acest domeniu. Reprezint orașul Fălești, o populație de 15.000 de locuitori. Avem în componența noastră diferite etnii, ruși, români, ucraineni, cât și bulgari. Într-un procent, desigur că mic, dar sunt. Avem în administrare 6 instituții de educație timpurie, unde frecventează în jur de 900 de copii, 3 licee, dintre care unul este cu predare în limba rusă, unde frecventează 500 de copii vorbitori de limba rusă și 2000 la liceele vorbitori de limba română. Avem, desigur, că și noi o mulțime de proiecte implementate atât cu fonduri europene, cât și cu fonduri de la nivel național. Nu avem zonă industrială liberă, dar avem pe teritoriul orașului o mulțime de auzini și fabrici. Cartea de vizită a orașului este fabrica de vinuri Mold Nord, care exportă pe întreg globul pământesc producția sa de calitate. Și o altă carte de vizită a orașului Fălești este aleea de caștani, care are o lungime de 900 de metri. O stradă care la moment suntem într-un proiect transfrontalier cu 3 parteneri suntem, Primăria Orașului Fălești, Consiliul Regional Fălești, Primăria Municipiului Iași, un proiect în valoare de 1,5 milioane de euro. Noi beneficiem de 500.000 de euro. Este strada centrală a orașului, pavată din piatră de granit. Fostă stradă Ferdinand I, la moment strada Ștefan cel Mare. Știu, vă invităm și noi în localitatea noastră, avem lucruri frumoase, avem oameni plăcuți, la chip și la suflet, suntem un oraș primitor. Actualmente, în 22 mai, am împlinit frumoasa vârstă de 594 de ani, ne-am servat hramul localității de Sfântul Nicolae. Sunteți așteptați și încă o dată mulțumesc de invitație, cred că o să plec de aici, de la dumneavoastră, cu impresii bune și o să am ce povesti locuitorilor mei. Și mulțumim încă o dată și este și firesc să spunem că datorită României noi implementăm și atragem multe surse, atât europene cât și externe. Vă mulțumesc! Mulțumim.
Eu sunt Alexandru Tinică, primarul orașului Șoldănești, orășel mic spre nordul Republicii Moldova. Vă mulțumim pentru invitație, noi venim cu entuziasm la dumneavoastră ca să vedem lucruri frumoase. Iată, ieri am văzut munții, am văzut și am mers cu telescaunul, dar eu ajungând acasă, parcă entuziasmul mai trece, pentru că munți nu avem, telescaun nu avem, urși nu avem. Din mobilitatea urbană despre care am auzit astăzi și am înțeles, o să încercăm să pregătim și noi proiecte ca să se dezvolte orașul. Dar totuși, dacă m-am gândit la două lucruri. Un lucru, când vă invităm și veniți la noi să vedeți, ar fi Casa de Cultură din Șoldănești, se numește Căminul de Cultură George Coșbuc. A fost construit în anii 1918-40, timp când eram împreună. În 2012 am făcut o reparație frumoasă și iată putem să vă arătăm acest cămin de cultură. Și am văzut în carte aici la dumneavoastră Casa de Cultură, am vrea să vedem când o să trecem spre primărie, că este ceva asemănător. Nu e așa frumos ca la dumneavoastră, dar scena și coloanele de pereți cam sunt și la noi. Și o să vă arătăm. A doilea lucru, ieri am vorbit despre fanfară. Iată, avem o fanfară de copii și de maturi și am vrea să ne spuneți care sunt condițiile și cum fanfara noastră ar putea să participe la Salnic Moldova chiar în vara asta. Astea două lucruri să le realizăm. Noi nu avem localitate înfrățită, dar ne dorim acest lucru, de ce eu după alegeri locale voi insista când voi transmite documentația viitorului primar să facă înfrățirea mandatului care este și două lucruri bune pe care eu le realizez în această vară. Prim, cum ajung acasă, dăm comandă și pregătim 10-20 de tricouri care le-am văzut la dumneavoastră unde va fi scris Primăria Șoldănești. Așa ați făcut și așa vom face și noi. Și doi, dacă ne spuneți cât costă tricicleta și de unde se poate de procurat, cum tot unde pentru că astea două, vie că o să fie campanie electorală și poate că o să citească și o să ne aleagă mai departe pentru noi. Bravo, Vă rog să dați microfonul acolo la domnul viceprimar. Între timp, vă rog pe domnul primar de Târgu Ocna să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor, bună ziua domnule primar, bună ziua doamnă primar și domnule primar. O mare bucurie astăzi să fim împreună. Am întârziat puțin pentru că la Târgu Ocna a fost un eveniment cu organizat de Inspectoratul de Situații de Urgență cu copiii care aveau o competiție, dar vedeți că avem o relație de parteneriat și de prietenie și de respect cu vecinătățile. Și noi, Târgu Ocna și Slănic Moldova, suntem cele două stațiuni turistice de interes național, alături de Moinești, în devenire acum, din județul Bacău. Și ceea ce facem noi și colegii și prietenii noștri din Slănic, încercăm ca să punem în valoare aceste resurse care ne-au fost date de către Dumnezeu. Ca să ajungem la Slănic, trecem prin Târgu Ocna și mă bucur că ați trecut prin Târgu Ocna. Sper să vă simțiți bine în aceste clipe minunate care le petreceți la Slănic. Să vă felicit și noi, Târgu Ocna, avem relații de colaborare și de înfrățire cu 5 localități din Republica Moldova. Și aici mă bucur să-l salut pe domnul primar de la Edineț. Vă aștept să veniți și în Târgu Ocna să o descoperiți, să o traversați așa la pas și ceea ce este chiar săptămâna trecută, exact lunea trecută, eram și eu la Chișinău, la Cricova, la frații noștri de acolo, au avut un eveniment deosebit și mă bucur încă o dată să vă văd. Vă urez succes și tot ce este mai plăcut. Mulțumim, avem doi viceprimari, începem cu doamna viceprimar de la Măgirești. Bună ziua, Simona Popoiu mă numesc, sunt viceprimar la Măgirești. Domnul primar nici nu știe ce a pierdut trimițându-mă aici. Mă bucur de prezență, mă bucur de atmosfera frumoasă de aici. Ce pot să vă spun despre Măgirești? Suntem o comună mică, micuță, aproximativ 4.000 de locuitori, dar cu oameni harnici, primitori. Vă invităm cu drag în comuna noastră. Vă spun că avem acolo un muzeu unic în Valea Tăzlăului Sărat, Muzeul Răzeșilor Găzari. Muzeu dedicat găzărilor și petrolului.
Mai avem o gospodărie țărănească. Recent avem inaugurat și o galerie de artă dedicată pictorului născut în comuna noastră, în satul Valea Rimilor, Nicu Ienea. Avem pe înderulare multe proiecte, aproximativ 20 de proiecte, o parte sunt implementate, o parte în curs de implementare și o altă parte pe lista sinteză la CNI cu PNRR-ul, cu Angel Salini. Ce să vă mai spun? Vă invit cu drag în comuna noastră, ne dorim și noi o înfrățire cu dumneavoastră, cu... nu suntem înfrățiți deocamdată cu nicio altă comună din Republica Moldova, dar ne dorim lucrul acesta pe viitor. Sunt sigur că și domnul primar este în asentimentul meu și își dorește lucrul acesta. Vă invităm cu drag în comuna noastră, aveți ce vizita, este deosebită și vă urez în continuare proiecte frumoase, mandate multe, oameni harnici și primitori așa ca dumneavoastră aici. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna viceprimar. Sunt gând bun domnului primar din partea noastră, vă rog să-l transmiteți. Bună ziua! Mă numesc Florin Rață, sunt viceprimarul Comunii Argeș din județul Bacău. Ca și localizare, suntem în partea de vest a județului, aproape de granița cu Harghita. Comuna noastră are în componență 8 sate, dintre care aș aminti un sat numit Coșnea, care se află la 25 de kilometri în munte, în graniță cu județul Harghita. Avem 6 școli în comună. Locuitorii comunii se ocupă cu creșterea animalelor și exploatarea materialului lemnos din pădurile localității. Localitatea este o zonă muntoasă, cum spunea și domnul primar, avem o populație foarte numeroasă de urși care ne fac probleme atât în sat cât și la stânile din localitate. Ne putem mândri cu un ansamblu folcloric care îl vedeți acolo, care este sprijinit de domnul primar Gheorghe Baciu, unde acum 2 săptămâni am făcut un seminar de coreografie. Am avut invitații de la dumneavoastră din Republica Moldova, de la Academia de Muzică, de domnul profesor Șchiopu și pe domnul Ștefan, care au venit și au predat dansuri din zona dumneavoastră a Chișinăului. Vă mulțumim, nici noi nu suntem înfrățiți cu nicio comună sau oraș din Republica Moldova și am dorit să facem o înfrățire cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Până de seară ne mai avem ocazia să ne cunoaștem mai bine. Eu vă mulțumesc mult, aș vrea să îmi dați voie să prezint și o lucrătate asta în Moldova, dacă se poate, pentru că am lucruri noi de spus și pentru faptul că astăzi am ocazia să fac acest lucru. Desigur că noi suntem înființați datorită izvoarelor de apă minerală și din 1801 localitatea noastră există, deci data de 20 iulie 1901 s-a descoperit primul izvor de apă minerală și de atunci au venit mulți oameni în țările Moldova și s-a dezvoltat localitatea în jurul izvoarelor. Vreau doar să vă spun că la momentul acesta suntem prima stațiune din România care a licențiat izvoarele de apă minerală la primărie. Pentru 20 de ani avem licența și pentru posibilitatea, cu posibilitatea că după aceea să continuăm prelungirea licenței, respectiv acest punct a bifat, practic, recredibilizarea administrației publice locale pentru investitori. Deja sâmbătă aceasta s-a mai deschis un spital de recuperare cu 34 de paturi. O să vă spun mai multe în turul ghidat pe care astăzi o să-l fac pentru dumneavoastră. Vă spun că sunt foarte bucuros că astăzi se întâmplă acest eveniment. Vă spun că deja se vede, se simte că proiectul nostru de a face Sălin Moldova un loc de întâlnire, o platformă de întâlnire de românism adevărat se materializează, se concretizează din ce în ce mai mult, pentru că
Nu știu dacă din 52 de evenimente de anul acesta sunt 5 la care nu avem prezența fraților noștri de peste Prut, dar nu numai prezența, ci și o implicare puternică, așa cum a fost acum 2 săptămâni cu coreografii, unde am avut și de peste Prut. Avem noi evenimente, Prutul ne desparte, Rotary ne unește, este un eveniment al Asociației Rotary. Avem evenimentele internaționale, proiectul din iulie, unde ne întâlnim cu încă 4 țări, Polonia, Grecia, Italia, Spania, proiectul Asociației Stațiuni Balneare, care se desfășoară la Sânii Moldova și unde avem invitați deja ca să împărtășească, să vadă, să știe cum se întâmplă lucrurile și în celelalte țări europene. Avem, bineînțeles, festivalul de obiceiuri ștereții basarabene, care se desfășoară la Sânii Moldova și pe această ocazie mulțumesc doamnei Valentina Casian, pentru că spectacolul este sub egida, practic este organizat de Asociația Suflet de Artist, al cărui director este doamna Claudia Nestor și împreună cu domnul vicepreședinte Ion Prisăcaru, care este fratele meu și este cu sufletul alături de noi, cu doamna Maria Stoianov și alți artiști, Tudor Ungureanu, care organizează, practic, anul acesta avem a 6-a ediție a acestui festival. Avem cel mai mare eveniment de anul acesta românesc, de limba cești dincolo de Prut, este între 20 și 23 iulie, de zilele Stănicului. Avem deja confirmarea 15 primari care vor veni pe 20, de pe 20 pe 22 avem sesiunea pentru primari, dar de pe 21 pe 23 avem prezența aici peste 40 de parlamentari, o să fie aproape 50, împreună cu președintele Parlamentului Republicii Moldova și cu președinții Camerelor Deputaților și Senatului din România. Împreună cu europarlamentari care au confirmat prezența aici, vom dezbate probleme și vom încerca să facem un parcurs comun, cunoscându-ne mai bine, dar făcând și planuri pentru viitor. Aș vrea să apreciez inițiativa Congresului Autorităților Locale, pe care au avut-o acum 10 ani de zile, mai bine de 10 ani, care s-a materializat sâmbătă trecută și aș vrea să vă spun că sâmbătă trecută a avut loc adunarea generală a Congresului, practic a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova, care este deja constituită, s-au votat toate punctele și la momentul acesta 3118 localități românești, comune, orașe, sate sunt înfrățite. Imaginați-vă ce structură mare și câtă oportunitate avem să dezvoltăm sub umbrela acestei structuri asociative, să dezvoltăm relațiile noastre și să influențăm conducerile țărilor noastre să ia decizii bune, dar decizii corelate unele cu altele. Desigur că toți ați apreciat și noi știm din vizitele noastre din Basarabia cât de mult Guvernul României susține România, în general, președinția, Guvernul susține Republica Moldova, dar eu cred și în posibilitatea și potențialul nostru reciproc. În sensul în care, așa cum s-a discutat despre fanfare, noi avem anul acesta 9 colective de fanfare, practic 90 de zile fanfara, anumite fanfare din Basarabia vor concerta la Sânii Moldova și bineînțeles că așteptăm și alte colaborări de genul acesta. Și aș vrea să, dacă îmi permiteți, Cristi, pregătește materialul acela filmat. Eu am fost la Anii Sporeni recent, la Festivalul Prunei, recent, în toamnă, și acolo am spus un cuvânt de trăire a mea despre fraternitatea noastră și despre cum văd eu lucrurile și aș vrea să le reiau aici pentru că a fost apreciat și nu vreau să mă repet, vreau doar să-l ascultați. După acest moment vom ieși la pauza de cafea, ieșim să ne facem fotografiile de grup și după aceea continuăm. Te rog, Cristi. Mulțumesc, domnul președinte,
Ionulescu, mare plăcere. Am venit să vă salut pe dumneavoastră, colectivul dumneavoastră, pe domnul primar Robu și pe toți cetățenii acestei localități, acestui raion. Avem deja aproape un an de când eu am pășit prima dată aici la Ispore, atunci când s-a inaugurat stadionul. De un an de zile avem deja o colaborare fructuoasă între raionul Isporen, primăria Isporen și orașul Sălim Botova, însemnând în faptul că deja au fost de trei ori colectivele de fanfară, atât de copii cât și de adulți la Sălim Botova și au ținut concerte frumoase, foarte apreciate de către publicul nostru de acolo. Noi la Sălim Botova avem peste 400.000 de vizitatori și turiști, cei care locuiesc, dar deși vizitează într-un an de zile, vă dați seama că era parcul plin și aplaudau fanfara de la Ispore. Este obligația mea de conștiință să fiu astăzi aici, să răspund cu aceeași măsură limitației pe care domnul președinte mi-a transmis-o și să remarc ce oameni harnici, frumoși și limoși sunt aici la Ispore. Gândindu-mă așa la ce să vă spun eu dumneavoastră, vă spun doar că aveți un limb extraordinar care începe cu limba noastră comoară. Da, limba noastră este la fel și pe malul stâng și pe malul drept al Plutului. Și este o comoară atâta timp cât o rostim în suflet, cât spunem cuvinte din inimă și o spunem uniți. Dacă vorbim românește separat după colțuri, mi se pare că nu mai este așa o comoară mare cum ar trebui să fie. Și ca să vă mai spun din ce se întâmplă la Sălim Botova, anul acesta, pentru prima dată, am avut un simpozion internațional pe care l-am intitulat Viitorul românesc în spațiul comunității europene. Este important ca direcția pe care Republica Moldova a dat-o să fie marcată și să fie remarcată și trăită de toți românii. A venit pe 22-24 iulie la Sălim Moldova o echipă de parlamentari, 5 parlamentari de Republica Moldova și, bineînțeles, avem întâlniri frecvente cu domnul președinte Grosu, cu domnul deputat Frunze, care de altfel este și președintele Comisiei pentru Integrare Europeană. Noi trebuie să vorbim românește, dar să și hotărâm românește și să hotărâm uniți. O glumă care circulă pe internet zilele acestea spune că a fi alături ar însemna că dincoace și dincolo de punct suntem alături, dar despărțiți. Mă gândeam cum să exprim această alăturare. Vedeți când merg îndrăgostiți pe stradă, merg alături, când merge soțul cu soția, merge alături. Când merge cineva în față și mai în spate, înseamnă că cel din spate este mai jos decât cel din față. Și trăiesc imaginea pe care am avut-o când eram copil, bunicul meu a avut căruță cu boi. Și boii trăgeau amândoi la juc. Chiar dacă unul astăzi trăgea mai puțin și celălalt mai bine, ei erau la același juc și trăgeau căruța împreună. Eu cred că noi trebuie să ne hămăm la o căruță și să lăsăm odată această dubioșenie, această bătaie, să nu stăm în bătaia vântului, ci să continuăm să luptăm pentru a fi împreună, să distrugem acest hotar. Plutul, care cu toate podurile și cu toate celelalte investiții care vor veni, ne vor face sigur să fim mai prosperi și să fim frați de adevăratele. Noi avem la Sălim Moldova medici, avem și pacienți foarte mulți care vin de aici, dar avem o istorie în 1942 de oameni de la Edileț. Cartea noastră era tipărită la Chișinău. Avem niște exemple așa frumoase despre viața antemergătorilor noștri. Îmi doresc tare mult ca de fiecare dată când vin aici să vă găsesc mai uniți, să vă găsesc mai hotărâți și să rămâneți la fel de frumoși și limoși cum sunteți astăzi. Multă sănătate, un gând bun din partea mea și a consiliului local. Sunt aici cu administratorul public, cu consilierul local și cu consiliul meu personal. Să vă dea Dumnezeu sănătate, bucurii și să trăim într-o frăție adevărată. Doamne ajută! Doamne ajută! Mi-a fost mai ușor să vă pun acest mesaj. L-am rostit cu mare entuziasm și îl reiau astăzi.
și vreau să construim exact pe ceea ce trebuie. Nu trebuie să inventăm roata, trebuie doar să ne amintim cât de bine ne-a fost împreună și să fructificăm poate unicul, unica șansă pe care o avem după 100 de ani, de 105 ani, nu? De a continua împreună. Ieșim la fotografie, pauza de cafea și vă rog, doamna. Înainte de a încheia acest compartiment de prezentări, eu aș vrea încă o dată să vă mulțumesc în numele Congresului Autorităților Locale și să menționez două lucruri. Acest eveniment de astăzi este unul special. În opinia mea este unul foarte important. Pentru că toți primarii, toți cei prezenți aici, nu au fost selectați după culoare politică, după alte relații, dar de fapt ei și-au exprimat acordul de a participa. Este foarte important ca noi, suntem 2-3 poate aici, care avem o experiență mai mare în această relație cu frații noștri de peste Prut, și este important ca noi să transmitem acest mesaj, ca colegii noștri, care mai puțin au vizitat România, să vadă pe viu și să preia din aceste bune practici și experiențe. Pentru că ceea ce vedem noi astăzi la Slănic Moldova, ceea ce am văzut la Moineș, orașul întreg, cu un șantier în construcție, proiecte extraordinare de 10 de milioane de euro, cei de la guvernare din Republica Moldova, de fapt, trebuie să țină cont de acest lucru, că nu trebuie să ne conservăm, dar trebuie să ne extindem, să atragem, să convingem de ce este corect. Ajunge atâția ani, am fost și cu vestul și cu estul și nu am fost nicăieri. Trebuie să fim foarte determinați să alegem această cale, ea de fapt de unii a fost aleasă, dar să alegem această cale corectă și pe această cale eu vreau să vă mulțumesc că ne ajutați pe noi, primarii din Republica Moldova, Congresul Autorităților Locale, să facem acest lucru. Vă mulțumesc și de numele Congresul Autorităților Locale, este simbolic, este pentru dumneavoastră și pentru colegi și pentru aparatul care vă asistă în exercitarea atribuțiilor. La mulți ani tuturor primarilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mă numesc Valentina Casian, sunt primarul municipiului Strășeni din Republica Moldova, vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Suntem aici un grup de primari de orașe și municipii din Republica Moldova la invitația domnului primar de Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, care a lansat-o Congresului Autorităților Locale. Ne bucurăm pentru această revedere și mulțumim foarte mult pentru această inițiativă și am venit aici împreună cu colegii pentru că este foarte important, tot ce este mai frumos pe acest mal al Prutului, să putem să transmitem, să preluăm și să promovăm și noi, cei din Republica Moldova, să promovăm tot ce are mai frumos, tot ce are mai firesc neamul nostru românesc. Nu, avem semnat și un acord de înfrățire cu Slănic Moldova. 5 ani în urmă am semnat acordul de înfrățire exact în această sală și participăm la diverse activități culturale. Recent am semnat, anul 2022, am semnat un acord de înfrățire și cu Moineștiul. Avem mai multe relații de colaborare, acorduri de înfrățire din cele 15 total, 7 sunt cu localități din România, Slănic Moldova, Moinești, Onești, Buzău, Sebeș, Darabani, Comuna Cumpăna, Constanța. Localitatea noastră, cetățenii au doar de beneficiat. Vorbim de proiecte din domeniul educației, cultură, pentru că noi, cei care administrăm, avem o datorie foarte mare. Nu doar să reabilităm infrastructură, dar și să valorificăm acest potențial enorm al neamului nostru, ceea ce o facem și astăzi. Proiecte de educație, proiecte de infrastructură, proiecte culturale. Împreună ne dorim să dezvoltăm cât mai multe proiecte și scopul acestei întruniri este de a promova cele mai bune practici ale administratorilor de comunități din România, să le promoveze și cei din Republica Moldova sunt deschiși pentru a le prelua și a implementa în localitățile pe care le administrează cu multă dăruire și responsabilitate. Este foarte important și cel mai important lucru că în tot ceea ce facem noi, în centrul atenției este cetățeanul. Cu siguranță și primarii noștri pot lua bune practici de la dumneavoastră și să le implementeze aici la noi în țară.
Da, vorbim aici despre o plusvaloare, este reciproc, pentru că, ziceam anterior, avem și noi valori extraordinare și noi trebuie cumva să le punem, să le scoatem în evidență, dar dincolo de toate acestea am menționat, această întrevedere sau această întrunire nu este organizată având un criteriu politic, să fie selectați primarii după criterii politice sau alte criterii. Deci aici și-au exprimat acordul primarii care își doresc să modeleze o nouă comunitate. Este foarte important ca în acest parcurs al țării, al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană, să încercăm cumva să convingem toți cetățenii, pentru că e important un administrator de comunitate să fie foarte determinat. E important să arate că calea spre Uniunea Europeană este cea care își-o dorește cetățeanul. Este o cale spre modernizare. Și aceste întruniri, eu le văd ca întruniri de educație, de prezentare a celor mai bune practici, de convingere a celor care nu sunt apreciați, ca să aleagă o cale și să transmită acest mesaj cetățenilor din comunitățile pe care le administrează. Și pe această cale țin să mulțumesc primarului de Slănic Moldova, domnul Gheorghe Bace, care sprijină toate localitățile din Republica Moldova în acest parcurs european, prin tot ceea ce face. Să mulțumesc tuturor primarilor colegi de pe ambele maluri ale Prutului, pentru că, așa cum am menționat anterior, avem de învățat unul de la celălalt foarte mult. Să mulțumesc fraților mei, să spun, a localității noastre cu care avem semnate acorduri de înfrățire, să le mulțumesc pentru acest sprijin pe diverse domenii, cum am spus mai sus, și educație și dezvoltare economică și promovare de cultură și tradiții. Să le mulțumesc tuturor celor care sprijină autoritățile locale. În Republica Moldova, menționez, este Congresul Autorităților Locale, cea mai mare structură asociativă care întrunește peste 70% din autoritățile locale și este structura care ne sprijină pe noi, cei ce guvernăm la nivel local. Și recent a fost înregistrată o nouă structură, este vorba de Consiliul Autorităților Locale din Republica Moldova și România. Este o structură foarte importantă care ne cheamă de fapt să ne unificăm efortul pentru a dezvolta. Noi avem un trecut comun și cu siguranță cu toții împreună, primarii de pe ambele maluri ale Prutului, trebuie să ne unim eforturile pentru un viitor comun, prosper și luminos. Noi vă mulțumim și sperăm să reveniți cât de curând la Slănic. Vă mulțumesc și eu, cu mult drag. Sunt președintele rețelei orașelor și municipiilor din Republica Moldova în cadrul Congresului Autorităților Locale. Noi suntem autorizați ca o asociație a tuturor primarilor, doar avem rețele pe anumite domenii. Încercăm să nu dezbinăm, ci mai mult să unificăm, ceea ce la dumneavoastră în România încă mai e de lucru, pentru că aveți tocmai patru tipuri de asociații în acest sens, comune, orașe, municipii, județe. Încercăm să le unificăm și noi sub anumite formule. Chiar recent la Chișinău am făcut un consiliu comun a asociațiilor din Republica Moldova și din România. Ziceam că cei ce n-au reușit în timp să o facă șefii de state, încearcă să o facă primarii de orașe și sate. Adică să apropiem unirea în trăire, în suflet, dar și sub aspect administrativ, sub aspect administrații publice locale, comunități. Este foarte important acest lucru, întrucât puterile centrale adeseori gândesc macro, iar gândind macro pierzi niște lucruri din mers. Și vrem ca aceste aspecte să nu fie pierdute. Blaga însă își spunea că veșnicia s-a născut la sat. Încercăm să revalorificăm acest sat românesc și din dreapta, dar și din stânga Prutului, astfel ca să facem ca România să fie cât mai aproape. Dacă Grigore Vieru spunea încă când era în viață că cineva visa să ajungă în cosmos, el visa să treacă Prutul, iată, în ultimul timp deja am reușit să trecem și trecem ușor Prutul, dar puțin ne apropiem, încă Prutul rămâne a fi foarte adânc și ani mai dezbina pe alocuri. Am venit cu mai mulți primari aici, inclusiv și foarte diversi etnic, politic, chiar cu viziuni mai puțin în partea europeană și mai mult în partea cealaltă.
dar dincolo de toate încercăm pe toți să le demonstrăm, să le aducem bune practici, să le spunem că România nu este cei ce ne dezbină. Mi-aduc aminte de o poezie la școală când îmi spunea: pe mine, frate, cum să-ți spun, pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman, nu frate bun. Și eu vin din acele timpuri când am fost mințit la școală, dar venirea încoace în spațiul românesc, venirea la Slănic nemijlocit, nu face altceva decât să ne dezmințească istoria, să ne dezmințească niște treceri prin timp, niște lucruri pe care amprentele cărora timpul și le-a lăsat asupra noastră, asupra sufletelor noastre, au ucis copilul românesc din noi. Iată, încercăm să ne revenim și noi într-o anumită formulă, chiar dacă pe alocuri mai și chiopătează graiul nostru moldovenesc cu foarte multe rusisme de acolo, din Basarabia, dar încercăm să ne regăsim și să găsim cei ce ne unește, și asta este foarte important. Graiul dulce moldovenesc, la sigur. E mai altfel decât cum a fost acum 30 de ani, pentru că mi-amintesc că acum 30 de ani copiii noștri erau foarte rusificați, graiul românesc era mai distant, eu personal am învățat în școală încă cu grafia chirilică, deci îi spuneam limba moldovenească cu grafie chirilică, mi-a fost preponderent ușor că să învăț cealaltă grafie, am revenit la matcă, la normalitate, copiilor noștri este mult mai ușor în acest sens, eu vin dintr-o zonă în care sunt 5 etnii conlocuitoare și este foarte greu să încerci să le unești pe toate și niciuna nu este majoritară, nici românii din zonă măcar nu sunt majoritari, dar mă bucur că având și un liceu ucrainesc și un liceu rus și două licee românești, am găsit formula de a-i unifica și de a spune că doar împreună pot fi uniți, pentru că asta este istoria, istoria e amplasată astfel teritorial. Româna în zona din care vin eu este la ea acasă, comparativ cum era acum 30 de ani, la ea acasă prin felul de a comunica, prin felul că copiii noștri deja nu mai gândesc rusește și traduc românește. Eu deja văd ruși care încep și ucraineni care încerc a gândi românește pentru că au anumite activități deja în zona României, în zona Europei. E o altă viziune decât acum 30 de ani și doar cel care nu a trecut prin tot acest timp nu poate să cunoască cum a fost și cum este. La sigur că în viitorii 5-6 ani, în etapa de preaderare la Uniunea Europeană, spre care noi tindem, Republica Moldova și avocata căruia este România, avocata căruia este primarul de aici, de la Slănic, domnul Baciu, care încearcă prin diferite formule să spună colaborării puțin altceva decât cei ce spun puterile centrale. Deci este un model de încercare de a ne regăsi și astfel, la sigur că vom încerca la rândul nostru noi primarii să ne aducem aportul și să ne spunem cuvântul de acolo de unde venim, că drumul nostru este unul cu cel european. La sigur că am putea vorbi astăzi de unire, dar e greu să vorbești de unire când se vorbește de o universalizare a lucrurilor, de o europenizare a lucrurilor și de ce suntem conștienți că ne putem regăsi ca neam, ca spațiu, doar în cadrul unei familii mai largi, cea europeană. Cu drag pentru românitate, cu drag pentru Slănic, cu drag pentru spațiu meoritic în general. Mersi. Cu drag. Bună ziua tuturor! Mulțumim domnului primar Baciu pentru invitație. Mă numesc Arva Paula Andreea, sunt student în anul 2 administrație publică și sunt reprezentantul studenților pentru Universitatea George Bacovia, împuternicită de domnul rector conferențiar universitar dr. Andrei Octavian Paraschivescu și cu această ocazie vă transmit urările de bine și mult succes din partea domniei sale. Cu această ocazie vă comunic oferta pentru anul universitar 2023-2024, care cuprinde următoarele specializări.
studii universitare de licență, economia comerțului, turismului și serviciilor, management, drept, administrație publică, studii universitare de masterat, managementul afacerilor, carieră juridică, științe penale și criminalistică, drept antreprenorial și managementul instituțiilor din administrația publică și programe universitare de formare și dezvoltare profesională continuă, respectiv managementul instituțiilor de educație, managementul achizițiilor și managementul instituțiilor prestatoare de servicii sociale și de sănătate. Menționez să avem colaborări cu universități din Republica Moldova, respectiv Universitatea UCCM, rector doamna Șavga și Universitatea de Stat. Pot să informez că am avut studenți și avem din Republica Moldova pe domeniile administrației publică, drept și management și de asemenea de la instituțiile publice din regiunea Moldovei și din țară. Vă mulțumim pentru această oportunitate de a vă prezenta oferta și, bineînțeles, universitatea noastră este deschisă pentru colaborări cu instituțiile publice locale. Vă mulțumesc! Da, e o istorie de peste 100 de ani. Să rămână și bine ați venit la noi. Să vă spun care este planul nostru de lucru pe partea de curățenie a orașului. Încercăm să lucrăm cât mai mult fără să poluăm. Este vorba de utilizarea echipamentelor cu acumulator. Și așa cum v-am spus și în sală, avem aici o tricicletă care nu este cea mai performantă, dar este cea mai potrivită pentru localitatea noastră. Raportul preț-performanță este foarte bun. În primul rând că în această remorcuță putem pune 500 de kilograme ca și greutate, care înseamnă că putem să punem și deșeuri vegetale, putem să punem și deșeuri menajere, adunăm saci repede. Echipa se deplasează de la un coș la altul cu tricicleta, care nu necesită cu o încărcare, mergem și două zile, adică nu necesită o încărcare în timpul zilei. Dimineața tricicletele sunt încărcate și oamenii le iau și pleacă pe sectoare foarte repede, în maxim 2 ore, reușim să salubrizăm toată stațiunea, care înseamnă în total peste 700 de puncte de coșuri și așa mai departe. Imaginați-vă că înainte mergeau pe jos de la un coș la altul și târâiau după ei o mătură sau un paraj sau ce era acolo. Astăzi toate echipamentele de curățenie sunt în această tricicletă, necesare, bineînțeles, și ea este foarte utilă pentru eficiență și pentru că nu poluează. Avem 7 asemenea echipamente și în fiecare an mai cumpărăm și încercăm să aducem un mod de lucru, dar și o conștientizare. Vedeți, am și promovat pe triciclete nevoia de a menține curățenia. În această tricicletă, în mod obișnuit, stă o măturătoare electrică pe care rog pe colegul nostru să vedeți cum se folosesc aceste echipamente. Ele adună repede într-un loc mizeria și vedeți și undeva ea se strânge, o adună. De asemenea, în situațiile în care cum suntem aici, nu mai măturăm, ci suflăm de la margine, suflăm de la margine spre zona ghierbată. Așa. E vorba de posibilitatea de a face repede. Asta aici avem cu acumulator, avem inclusiv de tăiat greci, avem cu acumulator de toaletat arbuști ornamentali. Acum o să cadă peste aia. Așa. Este foarte ușor și acest aspirator cu acumulator ne ajută pentru a aspira frunze și alte deșeuri care au volum mare. De asemenea, avem un aspirator. Avem aspirator. Deci am
acest echipament aspirăm chiștoacele, ca să nu le amplește după fiecare chiștoac, el se pornește, se oprește foarte repede și rezolvăm problema de salubrizare eficientă. Eu vă spun, un echipament din acesta scutește cel puțin un angajat din 4, adică dacă aveți 5 angajați la salubritate și ați dotat echipa cu o tricicletă, veți scuti un angajat și costul ei este de 6 ori mai mic decât un angajat. Adică cu salariul unui angajat noi, acum minim pe economie, putem cumpăra într-un an de zile 6 asemenea triciclete, ceea ce înseamnă cu siguranță un câștig. Vreau să vă mai prezint mașinile de tuns gazonul. Nu, ăla de tuns... De tuns, l-am prezentat mai înainte când era jos acolo. Fă o demonstrație. Este specialistul nostru. Avem ceva hectare aici de toaletat. Domn primar, numai o întrebare. Așa. Tot echipa asta, tot echipa asta, cu tot echipamentul ăsta, niște chei de la mașină poți găsească? Poți să găsească. Da, mare rău. Să identifici locația. Avem mașini de tuns iarba cu acumulator. Mașinile au autopropulsie. Respectiv, noi cum facem? Tundem iarba pe suprafețele mari cu echipamentul acela de acolo care are masa de tăiere în față și care lasă iarba acolo și după aceea pe la colțuri venim cu echipamentul cu autopropulsie sau fără autopropulsie, cu acumulator care foarte repede termină suprafețele. Noi avem o problemă că la noi plouă mult și zile din astea, cum e astăzi, foarte rar găsim, respectiv suntem obligați să fim eficienți. Aici o să vedeți un echipament cu masa de tăiere în față, fără a se colecta, stai mai puțin. Deci ca fotbal. Și atunci și ăsta este un echipament cu autopropulsie care este foarte, care se reglează și eficiența lor scade pentru că e normal, iarba trebuie cosită din ce în ce mai des. Dar care mai este particularitatea? Că avem un asta ține 40 de minute acumulatorii, dar avem rucsac cu acumulatori care îi dublează timpul de lucru. Și atunci toate aceste echipamente au scopul de a eficientiza, dar și de a reduce sau a elimina poluarea. Vrem să lucrăm fără poluare, dar vă spun că este un câștig și faptul că benzina nu mai circulă prin canistre, prin rezervoare și avem o garanție că banul public este cheltuit eficient. Vă rog. Pe benzină sau electric? Asta este pe benzină. Nu, încă nu am găsit un echipament. Așa e pe electric. Dar și e benzină. Ia uite, și eu. Care este, domnul? Deci care este? Care este avantajul acestui echipament? Noi mai avem un echipament la care roțile acestea sunt în față și roata din față calcă iarba și masa de tăiere fiind între roți nu o tai. Respectiv, acest echipament cu masa de tăiere în față, ați văzut, ajută că iar îți trei cuțite antrenate de o curea de transmisie, dar antrenarea este hidraulică, ceea ce elimină impactul la șocuri. Vă dați seama, dacă ai prins o piatră la o mașină clasică, se duce până în cutia de schimbător și atunci
distruge echipamentul, ceea ce ăsta are echipament transmisie hidraulică, inclusiv foarte simplu înainte înapoi. Acum pornește puțin să vedem ce simplu este și vedeți, are foarte mare flexibilitate. Deci aici, odată merge înapoi, apeși pedala aceea și fără să faci nicio manevră, adică alte manevre, când ai apăsat înainte, apeși pedala aia. Este foarte simplu. Și manevrabilitate, adică ea se întoarce, uitați, se întoarce pe spații foarte mici și eu o recomand cu întoarcere mai jos. Oraș este produs la Irum, la Reghin. El se potrivește foarte bine pentru nevoile noastre, pentru că îl folosim atât la dezăpezire, îl folosim la măturat stradal, îl folosim atunci când avem de încărcat, de descărcat, avem remorcă și toate celelalte accesorii. El are cutie automată, este foarte ușor de manevrat. De asemenea, are prize hidraulice suplimentare care pot face cam tot ce vrem noi. Noi îl folosim la măturat stradal în principal, dar îl folosim și la, spre exemplu, o tundem iarba cu el, sau alte pe pârtie, sau alte nevoi pe care noi le avem, având această posibilitate de a-l utiliza. El este foarte ușor manevrabil, aer condiționat, cutie automată, totul, aproape oricine poate să urce pe un asemenea tractor și să-l folosească. Acum pornește puțin, așa. Este foarte simplu. Nu vreau să facem neapărat, vă dați seama că este în special iarna, când e multă zăpadă, el este foarte util, pentru că este și un echipament suplu. Noi avem un tractor mare care nu poate să intre în, adică e foarte greu și nu poate să intre în parc, dar în parc putem foarte repede să dăm zăpada cu el și foarte eficient. Da, el are 50-49 de cai putere, este suficient pentru ceea ce ne trebuie nouă. Are o remorcă foarte suplă pentru resturi vegetale, lansează. Ce vreau să vă mai prezint, avem un echipament care ne dă calitatea aerului și pentru cei care cunosc punctajul, noi am avut record de calitate aer în România, cel puțin 4 puncte. De obicei avem 7-9 puncte, care nu se mai găsesc în România. Vârful omul câteodată are 9 puncte, ca să vă dați seama așa de poluare. Respectiv, pentru că noi suntem înconjurați de pădure, avem acest aer curat. Ne așteaptă colegele, mulțumim tare mult pentru